Mă întreabă care e părerea ta despre ceea ce se întâmplă acum la Steaua, FCSB Steaua. Tu ce crezi? Dar acum vorbim de CSB Steaua, da? Că e Steaua și... Exact, Da. exact. Nu știu, când am văzut clasamentul, pentru bine, eu oricum fiecare săptămână verific clasamentul și uit ce jucători joace pe România. A fost mare surpriza pentru mine că Steaua a fost așa jos, știi, pe clasament. Bine, era câștigat cupa, da, dar pe clasamentul, nu știu, a fost și diferența, nu a fost așa mult jucător cu calitate. Părerea mea, știi, poate lumea pe România N-au avut gândesc nici stabilitate acolo, altfel. Pavel. N-au Da. avut stabilitate și... Ai vreun Asta jucător de e. la Steaua? Ai vreun Nu, jucător de nu, la Steaua? nu, 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 nu. Nu, E greu să intri pe piață. nu e așa ușor, știi? Bine, am dat exemplu, am dat, știi, Sergiu Hanca, prietenul meu, am dat de el pe Cracovia, știi? Și acum, astăzi am vorbit cu antrenorul de la Cracovia că mâine Cracovia joace Cupa România final și lucrez pe televiziune, dar ce am vrut să Da. zic... Sergiu Hanca, care a jucat cu mine pe Târgu Mureș și după a intrat pe Dinamo în București. Am relație cu el foarte bună și am adus el pe Cracovia. Toată lumea acolo și pe Polonia zice că e jucător foarte bun pe la noi și tot. Da, a intrat perfect. Sezonul asta, frate, a jucat senzație, senzație. Aici a avut probleme cu suporterii, în fine, a fost mai bine pentru el că și-a găsit. Uite, Da, a plecat. mă întreabă cineva de la Unica Steaua, un suporter, și mă întreabă tu, care crezi că e adevărata Steaua? FCSB sau Steaua din Liga 4? Știi, Așa, din pentru punct de mine. vedere. No, da, știi, nu e ușor întrebare, știi cum e. Dar pentru mine, ce mai de veru este eu la București, care am jucat atunci cu tine, știi? Asta a fost pentru mine plăcere când am pus tricolul cu emblemul de echipă, știi? Asta atunci a fost clubul adevărat. Eu nu înțeleg de ce așa sunt oameni care nu pot să înțeleg, știi? Că eu știu când e vorba de bani, știi? E un Da. pic dificil, dar știi, Sunt lucruri pentru pe mine care nici noi nu le eu, înțelegem. Și noi primim întrebarea asta de foarte multe ori, știi? Și da, da, și nici care eu este nu pot treaba? să, da, nici Exact. eu, frate, nu pot să înțeleg de ce. Uite, tu ai fost acolo când eu am intrat atunci pe Steaua și eu am zis, hai, de ce mare club, cu tradiție, cu suporter. Când noi am mers bine, când am jucat, înainte am jucat pe Corona Chielță. E o echipă mică, știi? Când am intrat pe Steaua București, i-am simțit ca fotbalist, știi? Am Exact, intrat exact, exact. pe o echipă foarte mare. Tu știi când noi am mers pe, nu știu, exemplu, Iași, Cluj, nu știu, Dar la oriunde, oriunde, ți-a umplea oriunde stadionul. au venit suporteri înainte de meci și a vrut poza, a vrut autograf, ceva așa. A fost o perioadă. Foarte frumos. Mi-aduc aminte, dacă ți-aduci aminte, când am fost la Constanța și veneau la hotel acolo, la Hagi, unde Da, stăteam noi. da, Și da, da. acolo suporteri incredibili, știi? Și, într-adevăr, te făcea să te simți că ăsta e fotbalul adevărat, nu știu, o echipă care are tradiție, o echipă care, eu știu, asta am simțit-o și când mergeam cu Rapid și cu Craiova. Craiova era la fel, era o echipă care era iubită în țară, Da, da, înainte, până da, da. să se întâmple același lucru ca și acum, CSU sau o altă Craiova. Pavel, perioada Steaua, acum că vorbim de Steaua, zi-mi cum a fost când ai venit la Steaua. Ce ți s-a părut așa, nu știu, deosebit? Sau Frate, impresia, prima impresie? da, prima impresie când am intrat pe țara, ca eu am ținut când am intrat pe aeroport, a venit mult jurnalist, mult suporter, știi, pentru mine a fost așa surpriza, că eu am venit cu agentul meu și a venit, nu știu, 100 de suporteri și niște 20 de jurnaliști și am zis, haide, Da, capul meu,
Cum e aici așa? Eu atunci am simțit Atunci, cum știi cum e, vine. Pavel? Atunci se mânca fotbal pe pâine, știi cum e? Da, Fața mai da, bună. da. Da, a Era fost. altfel. Și atunci am înțeles ce semna Steaua București, știi, când a venit. Că înainte am vorbit și cu Dan Petrescu și a sunat pe mine Hagi, am vorbit, a povestit pe mine, dar eu, știi cum e? Când ești în Corect, alta antrenorul. țară, nu Corect. știu exact cum e acolo, dar când am intrat, am zis, haide, capul meu, e o echipă foarte mare. Știi, după când am intrat pe stadion, am văzut tot, baza foarte frumoasă. Bine, hotelul pe stadion a fost. Se lucra, Așa, așa. Aia a fost. Trebuie să zic asta, frate, când am intrat acolo pe baza, cred că Machi a zis pe mine, hai, te arat camera tău. Am intrat. Știi cum sunt camere acolo? da, da, Mică. sunt acolo, Și am da. zis, frate, Aici sunt iori, frate. unde e geamul? N-a fost geamul acolo, știi? Când am intrat pe ora 12 pe zi, a oprit lumina, a dat de lumina și am văzut, bă, dar unde e geamul? Nu e geamul? Pe camera asta nu e geamul. Am zis, haide, capul. Unele camere aveau. Eu știu că am nimerit cu una cu geam, dar mai erau și unele No, care dar stăteau știi, am zis, nu, Machi, hai, schimbă, dă-i alta cameră, că în nu pot să stau acolo. Da, dar cred că a fost, știi, După aia, jucător tine, Pavel, a intrat jucător. Zi, da. așa, zi-mi cum era la antrenamente? Cum ți s-a părut? Ți s-au părut jucătorii de atunci? Povestește un pic așa de ritmul de antrenament, pentru că iar la fel foarte mulți cei care se uită acum la noi sunt nostalgici față de jucătorii care erau înainte, față de echipele care erau înainte și povestește un pic cum era la antrenament, în primul rând, pentru că atunci Steaua avea două echipe, dacă mi-aduc aminte, Da, două da. echipe. A fost atunci când noi am jucat, a fost 20, 22 jucători foarte buni, foarte buni, care, nu știu, 13 sau 15 a fost convocat tot timpul pe națională. Știi cum e? Național. Și da, și când intri pe antrenament, nu poți să faci șmecherie pe teren așa. Când am fost, exemplu, pe Polonia, când am jucat pe Corona Chielce, bine, am fost și pe formă, am fost important jucător, foarte important jucător. Și știi cum e? Asta nu e bine, dar o dată sau două ori pe săptămână am intrat pe antrenament, am zis, a, asta sunt ușor, oricum pe săptămână baga pe mine, știi? Pe Steaua n-a Da. fost așa, știi? Dacă nu Corect. ești 100% fiecare zi, vine Eu antrenorul mi-aduc și zice. aminte, de ce topoare erau la antrenament. Deci mi-aduc aminte Da, că haide, da. Dar asta, dar știi cum a fost? A fost multe jucători cu care am jucat tare pe antrenament. Dacă, nu știu, vine cineva și vede și zice, bă, ce face asta echipă? Tot timpul baga în toporul. Dar piciorul, da. știi cum a fost la vestiar? După la vestiar, tot noi a fost colegii, știi? Corect, Dacă corect. După antrenament, era tot am lovit, ok. știi? Multe ori am lovit sau a fost așa, știi, intrare, hai, ce faci, știi, așa mai tare, dar asta a fost, e adrenalina, e munca, știi, toată lumea vrea să joace, știi cum e. Dacă nu faci ceva chestii urâte, știi, că vrei să faci Corect, ceva corect. nu corect, atunci, știi, asta e. Pavel, ce jucător, coleg sau jucător român te-a impresionat de la Steaua sau din Liga 1, cât ai jucat în România? De la Steaua, frate, cred că mie a plăcut, știi cum stilul meu a fost, toată lumea a zis că topor. Nu, dar Dar știi mie. cum e? Prima dată, Pavel, noi suntem fundași. După Da, aia, nu, așa, așa. Dar mie a plăcut stilul Radoi, Mirel Radoi, că a fost așa jucător
Nu contează dacă a jucat numărul 6, 8 sau centru de defensiva. Nu contează unde a jucat, dar tot timpul a jucat foarte, foarte, foarte bine și mie e plăcut. Am țin minte când s-a fost și meciul unde, știi, noi am nu a jucat bine, dar el a fost primul care a dat signal pozitiv. Haideți, bagați, Da. alergam, știi. Asta a fost pentru mine, da. Jucător Bine. care și pe mine m-a impresionat și eu l-am Da, aveam și ca adversar și după aia ca și coleg și da. acum iată, știi bine că este antrenor echipei naționale și pentru mine nu e o surpriză. Da, Pentru și că pentru mine, că are caracter, știi, are caracter. A da, un fost. tip care odată pune pasiune în ceea ce face și odată știe să transmită, știe să se impună, știe să se facă respectat. Iar asta e un lucru important pentru el. Da, dar Pavel, a hai fost să... și mai mult jucători, știi? A fost Dică care a jucat foarte bine, fază de fix extraordinar, Ghiona, Goian, frate, pot să zic și de Capetanus, Vârfu, Capul, care Cape a fost un Vârf. Bine, 80 de minute a mișcat pe teren și 10 minute, bam, bam, și a dat două goluri. La fel, jucător foarte bun. A fost și tineri Eric Big Falvi, la fel, un jucător, țin minte, când el a fost așa tineri și Marius Lacatus a făcut, știi cum, el a fost antrenor care fiecare tot cază. timpul a vorbit așa, haideți, haideți, tare, tare, jucăm, și Da. a făcut presiune pe Eric și tot timpul am mers multe ori cu el la cafea și am băut cafea cu el și am zis, Eric, liniștit, te rog frumos, bine, antrenorul face presiune, Da, dar bine. stai liniștit, faci treaba ta, știi? Da, Așa. bine. Știi cum e, că atunci cu Marius Lăcătuș au fost mai multe probleme, la modul că, mai ales cu jucătorii, cum era și Eric, nu-l băga, țipa pe el sau pe ochii roșii, dacă îți mai aduce aminte Da, tot timpul. mijloca stâng. Avea nevoie, ca orice jucător tânăr, avea nevoie de susținere și de... Da, el n-a jucat atunci, nici eu n-am jucat în perioada Lăcătuș foarte mult. A fost un antrenor mai atipic, așa, un antrenor care, până la urmă, a și renunțat la meseria asta. Însă, oricum, a fost o experiență frumoasă.